Când ați venit la primăria Oradea în 2008, ce măsuri ați luat? Pentru că în ultimii ani orașul s-a schimbat foarte mult și s-a schimbat în bine. Deci în 2008 aveam câteva dezechilibre în bugetul primăriei municipiului Oradea. Spre exemplu, la 50 de milioane de euro venituri proprii, aproape 11 milioane de euro reprezentau cheltuielile de personal cu toate drepturile aferente. Deci una din problemele administrațiilor din România este aceea că partea de cheltuieli de personal reprezintă o pondere importantă din buget. Prin urmare, cine are angajați mulți, își consumă o bună parte din bugete cu plata salariilor. Și atunci, una din măsurile pe care le-am luat a fost să reduc personalul în 4 valuri succesive cu până la 30%, în așa fel încât să putem scădea cheltuielile de personal cu aproape 2 milioane de euro. Și în felul acesta, de exemplu, din banii economisiți la cheltuielile de personal, am putut să redirecționăm aceste sume către investiții în oraș, ceea ce s-a văzut. De asemenea, am redus și alte categorii de cheltuieli, pentru că într-o situație în care nu poți să-ți crești veniturile, ceea ce este general valabil, a crește veniturile înseamnă ori să ai o creștere economică importantă, ceea ce nu se poate face de pe o zi pe alta, ori să crești impozitele cu un cuantum important, ceea ce nu poți să faci pentru că deja pragul de suportabilitate este aproape atins peste tot în România, sau să beneficiezi de infuzii guvernamentale și da, s-ar putea să nu fii la putere într-un anumit ciclu electoral, sau să accesezi fonduri europene într-o valoare mare, ceea ce doar unele primării au reușit din România. Deci, direcția principală pe care cred eu că trebuie să o urmărească orice administrație este să se reducă cheltuielile. Deci, noi am redus cheltuielile de personal, am redus prețurile la lucrările pe care le derulam în oraș, de exemplu, la asfaltări, în urma licitațiilor care au fost organizate, s-au redus prețurile cu 40%. Cum anume ați reușit să reduceți cu... Au fost organizate niște licitații corecte, s-a deschis o competiție între constructori și efectiv s-au concurat între ei. La construcții civile, prețurile au fost reduse cu 50%. E adevărat că lucrările se fac la fel de prost, să spunem, ca înainte, dar se fac cu 40% mai ieftin sau cu 50% mai ieftin. Încă trebuie să lucrăm la calitatea acestor lucrări, deci la partea de implementare, de până în practică, dar prețurile cu care noi am operat în acești ani au fost mult reduse față de anul anterior. Deci, reduceri de cheltuieli, de personal, de alte servicii pe care le prestam, reducerea prețurilor lucrărilor pe care le derulam, asta a făcut posibilă să facem niște economii importante care au fost direcționate către lucrări de investiții în oraș. Și în felul acesta am putut să facem cu bani, poate mai puțini, mult mai mult decât în anii anteriori. Acesta a fost conceptul. Pe lângă reducerea cheltuielilor, primăria Oradea, de când ați ajuns acolo, este una dintre puținele administrații publice care face afaceri profitabile și care aduce bani. Adică nu doar cheltuiește bugetul, ci se gândește cum să aducă bani în plus. Povestiți-mi de câteva dintre aceste business-uri, ghilimele, pe care le faceți. Nu sunt niște business-uri deosebite, pentru că o primărie trebuie gestionată ca și bugetul unei familii. Nu e mare diferență. Dar sigur, sumele sunt diferite, dar aceleași lucruri trebuie făcute. V-aș putea da două, trei exemple, care sunt, sigur, minore. Dar noi aveam o cantină socială care avea 16 angajați și care cheltuia aproximativ 16 miliarde de lei vechi pe an pentru aproximativ 300 de porții de hrană pentru cei asistați social zilnic. Era în curtea primăriei. Ce am făcut? Am desființat această cantină de acolo, care producea hrană acolo și o distribuiam în două puncte din oraș. Am luat o cantină a unui liceu mare din Oradea, am transferat 3 bucătari la această cantină și cu 5 miliarde de lei vechi am oferit exact același serviciu, doar cu 3 angajați și cu cheltuieli incomparabil mai mici. Deci am redus cheltuielile cu o treime, oferind în continuare 300 de porții de mâncare pentru cei asistați social din Oradea. Este, de exemplu, o măsură pe care am adoptat-o. Serviciile de evidență a populației. Am luat câteva măsuri care au oferit servicii cetățenilor mult mai bune,
dar am și reușit să ne facem venituri. Spre exemplu, Oradea este unul din puținele locuri din România unde în momentul în care îți înregistrezi un copil, nu te mai duci de la maternitate la primărie, ci totul se face într-un singur loc. Am luat birou de înregistrări nașteri și l-am mutat la maternitate. Și cei 4.500 de tătici, 5.000 de tătici care într-un an își înregistrează copiii, nu mai fac drumul, ci într-un singur loc plătesc o taxă acolo și totul se rezolvă pe loc. Sau am încercat să oferim servicii cât mai bune cetățenilor, în cazul căsătorilor, încasând și venituri. Până când am venit eu, organizam cununiile în niște spații private, privații percepând niște sume importante pentru organizarea acestora, iar noi ne încasăm nimic, practic. Și atunci am mutat oficierea nunților în sala mare a primăriei municipiului Oradea, am mutat o altă sală de nunți într-un centru comercial unde administratorul ne-a amenajat sala, unde ne suportă toate cheltuielile, și toate sumele care le încasăm pentru organizarea acestora le încasează direct primăria, permițindu-ne autofinanțarea totală acestor servicii. Deci am tratat primăria ca și un centru de afaceri care, în afară de a genera doar cheltuieli, are și posibilitatea de a încasa anumite venituri. Nu știu, dacă în Oradea vrei să ți se oficieze nunta în vârful dealului sau la un restaurant, nu-ți mai aprobă primarul doar pentru prieteni sau ca să dea bine nuntajul, plătești 10 milioane de lei vechi pentru această chestiune și ofițerul de stare civilă vine cu mașina și dacă vrei să ți se oficieze acolo, asta este tariful. Și în felul acesta încasăm bani, dar și le oferim servicii care nu țin cont de starea primarului, dacă aprobă sau nu aprobă să meargă ofițerul de stare civilă, și sunt niște reguli clare. Business Park Oradea, parcul industrial de acolo, este un alt exemplu de afacere foarte bună făcută de primărie. Povestiți-mi cum v-a venit ideea și ce se întâmplă acolo și care sunt banii care se întorc la municipalitate. În anul 2008, Oradea era unul dintre cele mai puțin industrializate orașe din partea de vest a țării. Datorită ciclurilor economice care au fost imediat după anii 90, când s-a distrus toată industria care am avut în Oradea. Și atunci, una din prioritățile primăriei, și astăzi este aceea de a genera o dezvoltare economică în oraș. Pentru că nu poți vorbi de un oraș prosper sau de o țară prosperă, nu poți vorbi de proiecte sociale dacă nu ai bani cu care să rezolve aceste proiecte sociale sau dacă nu merge economia care să genereze prosperitate pentru oameni, locuri de muncă, alternative de locuri de muncă, salarii mai mari și mai departe. Deci una din prioritățile noastre a fost acelea de a atrage companii care să producă în Oradea, fabrici, mă refer, și care se vândă pe alte piețe. Pentru aceasta sunt niște reguli generale care le-au aplicat alte orașe. Oferirea de amplasamente ieftine, amplasamente care să fie în zona infrastructurii, cu toate utilitățile asigurate, o atitudine prietenoasă față de mediul de afaceri, taxe cât mai mici, și acestea au fost conceptele care au stat la baza creșterii economice a municipiului în acești ani. Am oferit deci amplasamente ieftine, gestionate de această societate, Eurobusiness, care a vândut parcele de teren sau a oferit în concesiune. Era primăriei, terenul sau era al primăriei, parte l-am avut noi, parte l-am primit de la guvern, de la niște stațiuni de cercetare pe miculă dezafectate în totalitate, sau zone care efectiv au fost dezafectate, zone militare, de exemplu. Și atunci am oferit aceste terenuri la prețuri bune, spre exemplu 8 euro pe metru pătrat, plătibile în mai mulți ani de zile, companiilor care au dorit să facă fabrici în Oradea. Și în felul acesta, în acești ani, am ocupat prin contracte aproximativ 80 de hectare de teren. Am generat investiții de peste 150 de milioane de euro și am reușit să generăm câteva mii de locuri de muncă, parte realizate efectiv deja, parte care se vor realiza în anii următori. Și în felul acesta am oferit o șansă în plus tinerilor din Oradea să nu plece în altă parte. Oradea era un oraș în care tinerii plecau. Oferindu-le locuri de muncă, rămân acolo. Sigur, beneficiile noastre care sunt? Sunt impozitele indirecte care le încasăm, toți cei care lucrează în parcul industrial sau la companiile din oraș contribuie la veniturile noastre proprii,
prin impostul de 42% care se încasează direct de primărie din impostul pe salarii, impostul pe venitul global, societățile care generează servicii colaterale, impozitele pe clădirile pe care acestea le-au construit după 3 ani de zile, pentru că aceasta este facilitatea pe care le oferim. De asemenea, taxele aferente autorizațiilor de construcție și așa mai departe. Deci aceasta a fost conceptul și s-a dovedit că dacă respectăm aceste reguli, deci oferim amplasamente ieftine, avem o atitudine prietenoasă față de investitori, atunci preferă să vină în astfel de orașe, pentru că nu trebuie să ne ascundem. Noi suntem într-o competiție, orașele Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Satu Mare, Baia Mare, pentru a atrage dezvoltare în partea de vest a țării. Suntem într-o competiție cu orașele din Ungaria, Nyíregyháza, Debrecen. Atunci când o companie dorește să se localizeze în estul Europei, în zona României, Ungariei. Dar această competiție e competiție corectă. Este competiție de ofertă și, sigur, se analizează amplasamentele, se analizează impozitele locale, forța de muncă, pregătirea acestea și, în urma acestei analize, companiile decid unde se localizează. Forța de muncă cred că e un punct foarte important atunci când o companie alege să vină într-un oraș, într-o țară. Încercați să dezvoltați școli profesionale sau, eu știu, o mai bună pregătire pe partea tehnică, pentru că e o mare problemă în România că deci, s-au desființat. Primul nivel a fost să le oferim amplasamente și condiții normale. Spre exemplu, să putem elibera autorizație de construcție în maxim 14 zile, certificate urbanice maxim 4 zile, să se poată plăti online și așa mai departe. Al doilea nivel pe care îl urmărim și unde încep să se facă diferența între orașe este pregătirea forței de muncă. Și atunci la forța de muncă sunt două categorii. Forța de muncă înalt calificată, deci forța de muncă universitară, unde trebuie să încurajăm domeniile tehnice pentru că ele au corespondență în piața reală a forței de muncă. Și al doilea nivel, care din păcate în România a avut foarte mult de suferit, este nivelul profesional. Școala profesională, școala de meserii, meseriași. Din păcate nu mai avem meseriași în România. Și eu cred că este o concepție greșită. Noi, importând niște teorii, de exemplu teoria societății cunoașterii, în care îi încurajăm pe toți tinerii să absolve o facultate. Și astăzi am ajuns în situația că doar cine nu vrea nu termină o facultate. Dar în mod evident n-a crescut nivelul de inteligență în România și nivelul de pregătire universitară a scăzut foarte mult în acești ani. Universitățile devenind practic niște fabrici de diplome. Asta înseamnă că le-am indus acelor tineri niște așteptări mult mai mari decât le poate oferi viața reală sau decât pot ei și devin niște frustrați, devin niște oameni cu probleme. Părinții lor devin niște supărați că societatea nu oferă copilului care are 3 masterate și 2 facultăți un salariu foarte motivant, o secretară și aer condiționat. Și atunci conceptul este să ducem totuși tineretul către economia reală, pentru că altfel creăm probleme. Noi încurajăm școlile profesionale pe față, Primăria Municipiului Oradea, pentru că de 2 ani de zile de când avem o autoritate mai mare asupra școlilor, putem face acest lucru prin pârghia de finanțare pe care o avem, pe de-o parte. De asemenea, am făcut un consorțiu cu principalele companii din Oradea și companiile care au peste 500 de angajați au o clasă dedicată. Se pensionează angajații acestor companii, există o fluctuație a forței de muncă și e nevoie ca în permanență să existe un bazin de forțe de muncă calificată care să poată alimenta aceste locuri de muncă. Și în felul acesta sunt două avantaje. Avantajul acestor tineri care lucrează în meseria în care s-au pregătit și avantajul companiilor că nu mai trebuie să investească bani ca să-și califice angajații. Nu mai fac rebuturi și așa mai departe. Companiile contribuind și ei cu sume de bani la aceste centre de perfecționare. Am înțeles, că asta nu înțelesem cam. Deci ei oferă burse acestor clase și celor mai harnici copii care învață în aceste școli profesionale li se garantează angajarea. Câte școli profesionale aveți în Oradea? Acum încercăm, pentru că e primul an în care se înființează școlile profesionale și avem 5 licee care dorim să le transformăm în școli profesionale, 5 licee industriale.